Cea pierdută, cheamă-mă Mântuitorule și mă mântuiește. Aceluia cu din adinsuri mucenii
să ne dăruiască nouă desfrânarea dorilor. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Toate cele într-o știință și într-o neștiință, iubitorule de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ce ai răsărit lumii din Fecioare, Hristoase Dumnezeule, și prin aceasta fi lumina iarătat, miluiește-ne pe noi. Doamne, că te căjesc, auzi durerile mele, Doamne, că de tine strig. Pusnicilor, neîncetată dorire dumnezeiască se face, celor ce sunt afară de lumea cea neșoartă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfântul Domnul și slavă se cuvine, împreună ca și Tatălui și Fiului, pentru aceasta să cântăm o stăpânire a treimii. Spre ce ridic ochii inimii mele, la tine, Mântuitorule, mântuiește-mă cu strălucirea ta. Miluiește-ne pe noi cei ce-ți greșim ție mult într-o ceasă, Lord Hristos al meu, cine-i chipuri mai înainte de sfârșit să ne pocăi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Domn, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfântului Duh se cuvine a împărățit, a sfințit și a mișcat făpura, că Dumnezeu este de o ființă cu Tatăl și cu Cuvântul. Robia Sionului, Tu ai scos din Babilon și pe mine din patim la viață mă scoate cuvântule. Cei ce stau în nostru bunoi, prin Dumnezeu este ceodată bucurie, scrice de viață vecină. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prin Sfântul Duh toată bună dăruire împreună strălucește, precum prin Tatăl și prin Fiul, pentru care ne toate viază și se mișcă. Din tinele zile mele multe patim se bucă cu mine, și Iisus mă sprijinește și mă mântuiește, Mântuitorul meu. Cerul Sionului rușinate sfide Domnului, că precum iarba de foc, ca să mă veți usca. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Domnului, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prin Sfântul Duh totul pe corpiază și prin curăție semnață, luminează-se cu mânimea trăimii, cu sfințenie de taină. Când mă necăjesc ca David și ție, Mântuitorul meu, izbăvește sufletul meu de limba vicleană. Viața puternicilor fericită este, acela ce se caritază cu Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfântul Duh se-ți învate cele văzute împreună cu cele nevăzute, că Iisus stăpânitor timp dintre ime, unul este cu adevărat. Spre ce ridici ochii mei către tine cuvântul, milostivește-mă, miluiește-mă ca să fie zi. Să vă mulțumim pentru vizionare!
vecilor. Amin. Pe Sfântul Duh este izvor, pe smierină celor Dumnezeu, și droga mea este înțelepciunea, înțelegerea frică, aceluia se cuvine la urmărirea acestea și Dumnezeu. Desfătări mă aprinde, iar El nădăjduindu-mă spre Tine, Doamne, miluiește-i. Cei ce urăși omul să se facă ca iarba mai înainte de a se smulge, că va tăia Hristos urmașilor, că ele se rog. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului, Sfinții odihnește, Hristoase, sufletul adormitului robului tău, unde nu este durere nici întristare de suspin, ci viață fără de sfârșit. Tu singur ești fără de moarte, și la ce ai făcut și ai zidit pe om din pământ, iar noi, pământenii, din pământ suntem făcuți și în același pământ vom merge. Precum ai poruncit, cel ce m-ai făcut și mi-ai zis, pământ ești și în pământ vei merge, unde toți pământenii mergem, făcând tânguirea cea cu cântare deasupra gropii. Aleluia, aleluia! Aleluia! Pentru împărăția ta când vei veni, pomenește-ne pe noi, Doamne! Fericiți și sărați cu Domnul, că acelora este împărăția cerurilor! Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia! Fericiți cei plâng, că aceia vor moșteni pământul! Fericiți cei flămânzi și setați de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi când vă vor ocări pe voi și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind pentru mine. Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri. La minte pace tuturor. Și Duhului tău în pace pe sufletul meu, într-o dignă ta, că Domnul ți-a făcut ție bine. Fericită este calea în care mergi astăzi, frate, că să gătiți e loc de odihnă. Înțelepciune. Din cartea aceasta de tesalonicenească, Sfântului Apostol Pavel, citire. Să vă la minte. Fraților, nu vă este să nu știți voi despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați și ceilalți ce n-au nădejde. Pentru că ne credem că Iisus a murit și a înviat, așa credem că Dumnezeu pe cei adormiți spre Iisus îi va aduce împreună cu El. Căci aceasta a grăit vouă după cuvântul Domnului, că noi cei vii care vom fi rămas până la venirea Domnului, nu vom întrece pe cei adormiți, că Domnul într-un rugăciune
să se vină pe Domnul Dumnezeu. Sfânta Evanghelie de la Ioan, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Aminte, zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul. Amin, amin, crezi vouă, că cel ce aude cuvintele mele și crede celui care m-a trimis pe mine are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Amin, amin, zic vouă, că vine ceasul și acum este. Când morții vor auzi glasul Fiului Dumnezeu și care vor auzi, vor învia, căci precum Tatăl are viață în sine, așa El i-a dat și Fiului să aibă viață în sine. Și stăpânirea i-a dat lui și judecată să facă, că Fiul al omului este. Nu vă mirați de aceasta, că vine ceasul în care toți cei ce sunt în mormânturi vor auzi glasul Lui și vor ieși cei care au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei care au făcut cele rele spre învierea judecății. Nu pot eu să fac de la mine nimic pe cum au judec, dar judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut voia mea, ci voia Tatălui meu, Cel ce m-a trimis. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Domnului să ne rugăm! Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce cu înțelepciunea Ta cea de negrăită ai făcut pe om din țărână și l-ai închipuit într-un podoabă și frumusețe și l-ai înfrumusețat ca pe o cinstită și cerească agonisită spre cuvântare de mărire și nebună cuviința slavei și împărăției Tale ca să-L aduci pe El după chip și asemănare. Iar călcând porunca învățăturii Tale și împărtășit prin chipului Tău și nepăzindu-L și pentru aceasta ca să nu fie fără de moarte, răutate, privire de oameni, ai poruncit împreunării și amestecării acestea și negrăitei Tale legături acesteia, ca un Dumnezeu al părinților noștri, prin prerea Ta cea dumnezeiască, să se taie, să se risipească, iar sufletul să se mute acolo de unde și-a luat ființă până la obștească înviere și trupul să se risipească cu cele din care este alcătuit. Pentru aceasta ne rugăm Ție, Părintului Celui fără de început și unii a născut Fiului Tău, și prea Sfântului și Celui de Ființă și Făcătorului de Viață Duhului Tău, ca să nu treci zidirea Ta să fie înghițită de pierzăciune, ci trupul adică să se risipească în pământ din care este alcătuit, iar sufletul să se așeze în ceata dreptilor. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, să biruiască mila Ta cea nemăsurată și iubirea de oameni ce neasemănată. Și de a căzut robul Tău acesta, sub blestemul Tatălui Său sau al Maicii Sale sau sub blestemul Său, dar pe vreunul din preoții a amărât, pe la dânsul a luat legătură nedezlegată, dar din grea furisime de la arhiereu a căzut și din nebăgare de seamă și vlerii n-a dobătit iertare, iartă-l pe acesta pe mine păcătosul și nevrednicul robul Tău. Și trupul lui adică-l dezleagă în pământul din care a fost alcătuit, iar sufletul lui îl așează în corturile sfinților. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce-ai dat această putere sfinților și dumnezeilor apostoli ai Tăi, ca să dea iertare păcatelor și ai zis, oricâte veți lega și veți dezlega să fie legate și dezlegate, și prin drânci și nouă păcătoșilor ne-ai dăruit această putere. Dezleagă pe adormitul robul Tău, Zenobi Arhimandritul, de păcatul cel sufletești și trupești să fie iertat și în veacul cel de acum și în cel ce va să fie. Pentru rugăciunile prea curate și pururea Fecioare Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Domnului să ne rugăm. Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, care după sfântă învierea Ta, cea de-a treia zi, ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerului și cu harul Tău le-ai dăruit puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer, câte de dânsi pe pământ s-au legat, așa își dorea să fie dezlegate și în cer, câte de dânsi pe pământ s-au dezlegat.
Cel ce ne-ai vrednicit pe noi, smeriți, nevrednici robii tăi, prin iubirea ta de oameni cele grăită, a fi următor puterii celei date lor, ca și noi așiși de rase legăm să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul tău, însuți prea bunle împărate, prin noi, smeriți și nevrednici slujitorii tăi, iartă robului tău, Zenobie Arhimandritul, orice a greșit într-o această viață, ca un om, și lasă lui câte cu cuvântul sau cu lucrul sau cu gândul a greșit, dezlegându-l și legătura care e pusă asupra lui, în orice chip ar fi, cu care însuși de sine, din răpire sau din altă pricină oarecare s-a legat pe sine, sau de la arhereu, sau de la altcineva, prin prisma și prin împrelucrarea viclearului diavol, a suferit o alunecare ca aceasta. Binevoiește ca un singur bun și mult milostiv, sufletul lui, adică să se așeze pe slinții care din dreapt bine ți-au plăcut ție, iar trupul să se dea ferii cele zidite de tine. Binecuvântat și preaslăvit ești în vece vecelor. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormitul robului Tău, Zenobie Arhimandritul, Părintele nostru, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului de viață, Făcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție! Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile praturatei Maicii sale, ale Sfinților și tot lăudaților apostoli, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu Părătorilor părinții ai noștri, ale Sfântului și dreptului Lazăre celui a patra zi înviat, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, sufletul adormitului robului tău, Arhimandritul Zenobie, Părintele nostru, în corpurile dreptilor să-L așeze, spre Avram să-L dinează, pe dreptul să-L numere, iar pe noi să-L mântuiască, ca un bun și iubitul de oameni. Mare este numele Sfinte Trăim, Preasfântă Născătoare, Zeu miliește pe noi, miluiește și mântuiește pe noi. Mare este numele al Preasfinte Trăim, Preasfântă Născătoare, Zeu miluiește pe noi. Mare este numele al Preasfintei Trăimii, Prea Sfântă Născătoare, Zeu miluiește pe noi. Rugăciun, Doamne, miluiește și ne mântuiește pe noi. Îngerul a strigat către cea plină de daruri, curată fecioară, bucură-te și iară-ți Lord, come on, Lord.
pe moarte și-am gând, și celor din morminte, viață dăruindu-le. Pe Zeu să-L fericească, să-L odihnească pe dânsul, iar pe noi să-L miluiască, să-L mântuiască ca un bun de oameni viitori.